Eu sunt Sergiu Floroia și acestea sunt știrile. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din București a demarat o anchetă privind neglijența unei tinere mame ce încă nu a postat pe Facebook poze cu copilul ei nou născut. Nu numai că aceasta nu a postat poze cu copilul ei, dar în momentul anunțării sarcinii pe celebra rețea socială, aceasta nu a folosit litere mari și nici de ajuns de multe semne de exclamare. Neglijența tinerei mame a fost criticată și de Biserica Ortodoxă Română, care anunța recent că începând din sezonul acesta, nu va mai accepta spre botezare copiii care nu întrunesc cu minim de 78 de like-uri și 35 de wow, ce bebe dulcic să vă trăiască. Știrea vine la mai puțin de o săptămână după ce o mamă din Deva a primit ban pe un forum de mămici, în urma unei postări în care vorbea despre copilul ei la persoana a doua singular, a făcut caca, evitând formula clasică a mămicilor la persoana întâia plural, am făcut caca și acum mâncăm. În 2012, românii nu au mai inventat nici măcar o singură înjurătură. Este prima dată în istorie când se întâmplă acest lucru de la apariția primei expresii de acest gen în anul 43 înainte de Hristos. Brânza m**ii de viezure, fiind prima înjurătură atestată pe teritoriul nostru și folosită astăzi doar în satul Bulz din județul Dobrogea. În România, numărul înjurăturilor a scăzut progresiv de la an la an. Dacă în 2009 s-au înregistrat 12 înjurături noi, în 2010 numărul lor a scăzut la 7, pentru ca în 2011 doar 4 expresii noi să intre în limbajul popular. Amintim dintre acestea, sugeați-ai p**a mea în p**a mătii să-mi o strângi în c**a de bășit spermat și să-mi suși căcatul când îmi scot p**a la tine. Întrebat ce poziția în acest caz, Ministrul Culturii ne-a declarat că se teme că acesta poate fi un semn de civilizație și că va face tot posibilul ca în 2013 să se revină la cel puțin un jurătură nouă pe an. Iată și câteva știri pe scurt. Opinia publică internațională este șocată de condițiile de trai ale romilor din România sub teroarea caniculei după ce au aflat că aceștia vara nu dorm. Mai mulți studenți din capitală au fost internați de urgență la Spitalul Clinic de Psihiatrie și sunt ținuți sub atenta observație a doctorilor după ce au declarat că se duc până la bibliotecă după niște cărți. Conform unui studiu realizat de BOR și dat astăzi publicității de către Patriarhia Română, crucile de aur iartă de două ori mai multe păcate. Un sucevean a fost prins la granița cu Ucraina în timp ce încerca să introducă în țară două cartușe de țigări de contrabandă ascunse în anus. Traficantul va intra în pușcărie și în cartea recordurilor. Un caz incredibil a avut loc în județul Vaslui, unde un tânăr care după ce a băut la cârciuma din sat, nu și-a ucis cu bestialitate familia și apoi nu s-a sinucis. Eu sunt Sergiu Floroia, acestea au fost știrile, ne vedem data viitoare!